Nici în acest an, ziua Marinei nu se putea încheia altfel decât cu fastul cu care ne-am obișnuit. Sărbătoarea s-a încheiat odată cu retragerea cu torțe a marinarilor militari care au defilat de la Casino până în centrul orașului. Aceștia au fost însoțiți în marșul lor de către fanfara forțelor navale care, spre deliciul turiștilor, a completat spectacolul. După încheierea jocurilor marinărești, cei veniți în zona cazinoului din Constanța să asiste la manifestările prilejuite de Ziua Marinei au avut parte de încă o surpriză. Marinarii și-au aprins torțele și, acompaniați de fanfara forțelor navale, i-au îndemnat pe cei prezenți să li se alăture la un marș prin zona peninsulară. Defilarea a avut ca și punct de început intrarea în portul Constanța, continuând prin fața Comandamentului Flotei Navale Române și centrul istoric din apropiere, încheiindu-se în parcul de la primărie. Pentru majoritatea turiștilor, marșul a fost un lucru inedit și doresc ca prezența lor în această zi de sărbătoare la malul mării să devină o tradiție. Foarte frumoși! I-am văzut și când au plecat de la poarta 1. I-am văzut! Frumoși ca în fiecare an, bineînțeles! Super! Marea dezamăgire însă a fost lipsa deja celebrului foc de artificii, festivitățile finalizându-se doar cu aprinderea pavoazului electric la bordul navelor ancorate în portul Constanța.